Atunci când doamna Rodica Bulbacă, femeia care în 1999 a fost invitată să vorbească la Muzeul Smithsonian din Washington despre tradițiile românești, s-a gândit să amenajeze un muzeu sătesc, nu și-a imaginat că toată lumea va fi fascinată mai ales de războiul de țesut. A mers din casă în casă și a reușit să strângă 5 războaie orizontale, unul vertical, un gherghef și o urzitoare. Toate erau prin șuri, prin spatele caselor, pitite prin podurile caselor, dar femeile s-au bucurat când au auzit ideea mea și mi l-au donat cu o mare bucurie. Atelierul a prins viață într-o clasă din fosta școală din satul Saucoa, din comuna Laza, iar 28 de femei s-au lăsat convinse în cele din urmă că arta țesutului ar putea deveni o afacere profitabilă. Nu știau ce e ăla un întinzător, suveică, borteleancă sau câte fire numără jărghinița. Însă, după 2 luni și jumătate, toate au luat examenul de certificare cu note de 9 și 10, iar acum procesul se pare extrem de simplu. Mai întâi se urzește firul, apoi se trece peste surul de urzeală cu grijă să nu-l încălcim, iar cu ajutorul suveicii se introduce firul de bătătură. Ia, uitați, firele de urzeală, paralele ele. Și călcând pe călcături, e deja să formează aici șarostul. Așa. Firile, după care le-am dat prin iță. Asta se cheamă nevăditul. Cel mai greu, adică cel mai greu, în sensul că dăm firul prin fiecare cotleț. Așa se cheamă astea de la iță. În aproximativ 4 ore se țese o trăistuță la mare căutare prin târgurile din țară sau străinătate. Au reușit să vândă tot ce au lucrat și au primit deja primele comenzi pentru costume populare. M-am auzit de cursurile astea, am fost încântată. Eu am văzut la părinții mei, dar am văzut foarte puțin. M-am măritat de tânără și n-am avut timp. Și chiar este o satisfacție, că totuși, uitați că eu am acum așa 50 de ani și chiar îmi place. Am fată, nu e așa, ea prea încântată, dar zice, mama, fă tu așa, eu îmi place că te văd pe tine. Dar nu se știe. Dar nu se știe, pentru că și inițial am zis că vedeam la mama mea, ai, dar nu mai facem noi de este așa, dar ia uitați că a venit timpul că mai și facem și acum mai și mai apreciat pentru că e pe cale de dispariție. Muncesc zi de zi cu același entuziasm, chiar dacă războaiele de țesut sunt vechi de pe la jumătatea secolului trecut, iar stativele se rup adeseori pentru că sunt mâncate de carii. Până în septembrie, activitatea lor va fi susținută de organizația World Vision în cadrul proiectului Made in Rural. Le vor fi donate încă 4 războaie, mașini de brodat, surfilat și cusut piele, fier de călcat performant și mobilier, iar din octombrie, țesătoarele din comuna Vasluiană Laza vor deveni femei de afaceri. Nu să zicem Laza... Un brand național. Era o comună uitată și acum o să fie una dintre fruntașele județului Vaslui.